Doamnelor și domnilor, din nou împreună la o nouă emisiune de dezbaterea zilei. Războiul din Ucraina va mai continua, deocamdată nimeni nu știe cât. Cert este că în urma unor măsuri represive împotriva Rusiei adoptate de către Uniunea Europeană, de către Statele Unite ale Americii și de către comunitatea internațională, deja încep să se simtă unele efecte economice chiar și la noi în țară. Știți că de obicei se spune, domnule, țările puternic dezvoltate sunt o leacă influențate. Nu, toate țările vor fi influențate. Despre consecințele economice ale războiului din Ucraina discutăm astăzi cu invitatul meu, domnul profesor universitar dr. Dumitru Oprea, de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor. Bună ziua, domnule profesor, bine ați revenit în platourile noastre. Bună ziua, bine că v-am regăsit, rău că ne-am regăsit cu un astfel de subiect atât de ciudat. Și apropo, cât durează? Am văzut pe o persoană care făcea o propunere. Domnule, nu știu, 2 zile, 2 săptămâni sau 2 ani? Da. Apropo de imprevizibilitatea asta, nimeni nu mai știe cam cât durează zăpăceala. În orice caz, plângi de milă când vezi zone atât de frumos construite, cele 2 super orașe ale Ucrainei, da. Ale Ucrainei, care sunt făcute pulbere. Nu ține a crede. Da, deci aici e un motiv suplimentar, dacă putem spune, ca toată comunitatea internațională, nu știu, și așa este unită acum. Deci Putin a reușit să facă să dispară diferențele dintre diferite state și toate să fie unite împotriva lui. Dar iată că războiul acesta presupune niște mișcări și economice. Am văzut că prețul la gaze naturale anunțat de burse a crescut cu 250%. Urmează să se resimtă ca un domino. Credeți că dacă războiul, haideți să plecăm pe 2 variante, dacă războiul s-ar termina în weekendul acesta, care ar fi consecințele? Dacă ar dura încă 4-5 luni, care ar fi consecințele? Oricum, tragedia este cap de coloană, indiferent de ce subiect am abordat. Uh-huh. Pentru că mă uitam acum la cele 2 componente ale Ucrainei, cea din partea de răsărit și cea din partea de apus. Lumea nu realizează că în partea de răsărit este o Ucraina creștină, ortodoxă. În partea cealaltă este o Ucraina creștină, catolică. Aseară era un show disgrațios al unor reprezentanți ai noștri, ai României, în Parlamentul României, în Camera Deputaților, care abordau puncte de vedere de genul ăsta. Uh-huh. Unul reprezenta catolicismul, celălalt reprezenta... Nu există. Ori nu era loc de ceva. Nu. Și emisiunea respectivă, foarte inspirată a fost realizatoarea emisiunii, care a prezentat, cred că, vreo 30 de sigle cu componente care țin la Ucraina, fără să mai facă trimiteri de genul ăsta. Tocmai, adică la ora actuală, nu știu, toată lumea este clar impresionată și vizibil afectată și încearcă să ajute Ucraina. Nu mai contează, am văzut până și statul Israel încearcă să depune eforturi pentru a termina această... Israelul joacă un rol foarte important în povestea asta. Da, dar din punct de vedere economic, Israelul va juca un rol la fel de important pentru redresarea economiei mondiale? Pentru că, domnule profesor, Rusia, indiferent ce vor spune mulți, Rusia deja este afectată economic. Oh, da, categoric. Adică ea face un efort financiar puternic să susțină un război și e câteva miliarde. Auziți, îți vine să plângi de milă de soldăței aceia reprezentanți ai Rusiei, care de 3 zile n-au mai mâncat nimic, da, și da, nu pot să pună gaz în tancuri. Da, n-au combustibil. Nu mai au combustibil. Și se spune că Rusia este, domnule, din punct de vedere al combustibilului, nu sunt probleme. Ori astfel de consecințe, categoric, generează la tot felul de nebunii. Acei 64 de kilometri de coloană stau aproape pe loc.
Dar stau pe loc și spun comentatorii acum, domnule, stau pe loc că n-au cum să facă un pas mai departe. Da. În primul rând, nu mai au combustibil, în al doilea rând, nu mai au mâncare. Și cred că nu mai au nici chef să mai meargă. Și nu mai au nici oameni. Era un puști aseară pe un post de televiziune, comentam noi înainte de a intra în emisiune, dom'le, îi plângea de mil, avea un 18, un 19 ani. Nu putea să vorbească. Nu putea vorbi tremurând. El încerca să mănânce și să bea, să se alimenteze. Domnule profesor, dacă ar fi ca să ne uităm acum, au fost, deci au doi ani, 2020-2021 și putea, a doi ani și ceva de pandemie, care oricum a slăbit toate economiile lumii. Vine acum acest război care slăbește cât se poate de clar atât economia Rusiei și a Ucrainei, care este pusă la praf și care reprezintă o pondere mare din economia internațională, dar determină niște mișcări foarte, foarte ample pe toate piețele bursiere. Dacă ar fi la ora actuală să discutăm, credeți că moneda noastră națională va scădea, se va deprecia mult, mult, mult sau se vor face tot felul de acțiuni pentru a o menține? Pentru că, până la urmă, pe românii interesează, domnule, cum ne afectează pe noi acest război? Nu se poate să nu fim afectați. Am și văzut cum guvernatorul Băncii Naționale a României a început să dea niște semnale, niște mesaje, practic un fel de, dragi români, nu intrați în vrie, pentru că sperăm să depășim momentul ăsta. Uh-huh. Eu vin acum cu o interpretare apropo de ceea ce înseamnă Ucraina. Nu știu dacă ați văzut raportările statistice pentru 2021, este trecută pe locul întâi, cea mai mare producătoare de grâu, cea mai mare producătoare de porumb. Am rămas noi acum. Păi am rămas... Pentru Europa, da, România, da, a rămas cel mai mare producător de grâne. Deci lucrurile astea, coroborate toate, vor genera și niște comportamente trăznite. Dar piața asta financiară lucrează. Întrebarea pusă mai înainte a dumneavoastră a fost asta. Ce se întâmplă cu criptomonedele? Da. Ce se întâmplă ce cu se Bitcoin? Întâmplă pe piața criptomonedelor? Pentru că știți cum, atunci când au apărut, au zis, dom'le, este o alternativă la sistemul bancar, încercăm să nu mai depindem de sistemul bancar. Dacă lucrurile ar fi fost normale, era posibilitatea de a ne duce spre 100 de mii de dolari. S-a dus la un moment dat la 30 ceva de mii de dolari, a crescut cu 10 valoarea unei criptomonede. Da. Așa. Și apoi a apărut povestea cu... Cu ce? Schimbarea... Schimbarea cui, domnul profesor? Pentru că am înțeles că aceste criptomonede, ele, valoarea lor jonglează în funcție de ce? Păi jonglează în funcție de piață. Păi stați puțin. A crescut cu 10.000 de dolari criptomoneda. Așa. Și s-a dus sus la aproape 40 ceva de mii. Bun. Dintr-o dată s-a răstălmăcit. În urma a ceea ce se întâmplă la ora actuală în Ucraina, pentru că dacă ar fi să vorbim despre criptomonede ca un sistem alternativ la sistemul bancar și multă lume a considerat, domnule, poate să înlocuiască sistemul bancar și aceste tranzacții bancare fără să ne oprească comisioane, la ora ar trebui să nu mai țină cont de domnule, e un sistem care nu ne interesează, sistemul bancar nu ne interesează. Se făcuse afirmația că rușii vor avea rezolvare prin criptomonede. Și atunci lăsați-l. Și atunci ce se întâmplă acum? Rușii nu mai au rezolvare prin criptomonede? Nu mai au, pentru că și criptomonedele astea nu sunt așa de dar rușii la ora actuală, băncile lor sunt scoase din sistemul internațional, din SWIFT. Li s-a zis clar, salut, la revedere, nu mai aveți treabă. Banca Centrală a Federației Ruse i s-au blocat. Da. Și atunci, chiar dacă ar fi avut și criptomonede, presupun că li s-ar fi blocat și acele rezerve în criptomonede. Adică nu cred că ar fi fost o rezolvare pentru ei. Păi nu este o rezolvare. A venit Elon Musk la un moment dat și a luat 1,5 miliarde și a zis că face, criptomoneda lui. Dolari, criptomonede. Da. A mai venit acum, dar acum parcă este mai credibil, mai verosimil.
a venit cu sistemul informațional prin sateliții de care el dispune. A pus la dispoziția Ucrainei. A pus la dispoziția Ucrainei și a făcut adevărate minuni. Bun, dar domnule profesor, Ucraina la ora actuală, să zicem că se va termina războiul. Să zicem că va învinge Putin, nu va învinge Putin, nu contează ce, se termină războiul. Ucraina este îngenunchiată. Da. Trebuie, indiferent că Federația Rusă, indiferent că va fi Uniunea Europeană, indiferent că vor fi Statele Unite ale Americii, trebuie să punem umărul să o refacem. Da. Și acel efort financiar se va reflecta în viața noastră a tuturor, nu? Exact cum a fost și în cazul Greciei. Au împrumutat Uniunea Europeană, dar... Vă dau numai niște exemple. Am văzut că Fondul Monetar și Banca Mondială, da, cu multă generozitate, au oferit 350 de milioane de dolari Ucrainei. 350 de milioane de dolari, da. Dar au mai venit și alte generozități. Forme de ajutor. De forme de ajutor cu sume la fel de consistente. Și mă uitam la un bogătaș al planetei, da, care avea un vaporaș de 650 de milioane deci, de dolari. Deci, dacă ar fi să vorbim, exact, lucrul acesta presupune, da, încă o dată, chiar dacă Banca Mondială a oferit acești bani, Banca Mondială nu poate să piardă. Banca Mondială va recupera această sumă de la alte împrumuturi. Domnule profesor, credeți că sfârșitul anului 2022, să dea domnul ca războiul să se termine mai repede, cât mai repede, pentru că nu e bun pentru absolut nimic. Dar credeți că sfârșitul anului 2022 va fi pentru România un sfârșit de an cu o inflație puternică? Oricum, inflația era foarte puternică. De ce să nu o spunem? Fiind în Parlamentul României, am prins momente cheie din 2008, 2012, 2020, da, în fine. Și știam, noi am avut și 0, inflație. Da. Și când se ducea la 3, la 4, vai de mine, și apoi a luat-o razna de tot. A luat-o. Nu avem cum să stopăm. Nu? Nu. Nu există acele pârghii, știu, să le aibă la îndemână guvernatorul Băncii Naționale, să aibă, da, o rezervă, să zică, domnule, hai că uite, stopăm. Există vreun interes ca în România inflația să fie mare? Pentru că, de ce vă întreb, în condițiile războiului din Ucraina și ce se întâmplă pe plan internațional, dacă există un interes ca inflația să fie mare, acum e momentul oportun. Da, dar aici noi nu avem o putere așa de mare încât să spunem că facem minuni dintr-o dată. Nu avem așa. Bun, ce sfătuiți românii? Să-și păstreze rezervele financiare în lei, în dolari, în euro, în criptomonede? Nu, povestea cu criptomonedele, eu am prezentat-o și la dumneavoastră și prin, da, alte părți. Eu nu am cumpărat și nici n-am vândut, că n-am avut, da, niciun Satoshi, care este bănuțul de la Bitcoin. Și nici n-am sfătuit pe cineva să o facă, pentru că e foarte riscant. Cursul de acum, vă închipuiți, cumpăr un Bitcoin și dau pe el, să zicem, 35.000 de dolari. Da. Doamne ferește, ați înnebunit? Zice omul de bun simț. Da. Cum să faci, da, așa ceva? Deci nici lumea criptomonedelor nu-i o soluție, dar nici lumea asta reală nu este dătătoare de speranțe. Nu este. Și atunci ce posibilități avem? Nu știu, poate să... O prudență. Cât? Prudență. O prudență. Atât? Atât. Pentru că lumea spune, bun domnule, în situații de criză, nu știu, investesc în aur, investesc în argint, investesc în diamante, investesc în ceva. Cele mai profitabile investiții sunt cele în averi fizice. Uh-huh. Adică ai un bănuț, mai luați-vă un hectar de pământ. A venit la mine un student care este la master, da, și am stat cu el astăzi, da, am stat cu el mult de vorbă. Și el îmi spunea, domn profesor, știți ce aș vrea să fac? Un oraș, o localitate, un sat pentru oamenii care n-au unde să stea cât de cât confortabil, dar să le fac și biserică, să le fac și cămin, să fac o comunitate. Toată infrastructura. Zic, bun, dar bani de unde? Ei, asta e problema. Da, aici aveți dreptate. De fapt, dacă ar fi să ne uităm în istoria noastră,
Eu țin minte și bunicii, că Dumnezeu să-i ținească în pace, ei cumpărau teren să aibă, teren să aibă, da, pământ. Da, da. Domnule profesor, mulțumim foarte, foarte mult pentru participarea la emisiune. Doamnelor și domnilor, în primul și în primul rând, nu trebuie să intrați în panică. Încă o dată vă spun și toată lumea vă spune. România este membră NATO. Nu cred că președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, va fi orbit de putere astfel încât să încerce să atace un stat NATO. Declarația cu bombele atomice este o declarație de fațadă. Mișcările care le-a făcut cu submarinele atomice și cu acele platforme de a arunca bombe atomice, nu, iarăși este de fațadă. La ora actuală este bine să fiți foarte prudenți cu banii, cu rezervele financiare pe care le aveți. De ce? Pentru că totul se schimbă nu de la o zi la alta, ci de la oră la oră. Și atâta timp cât veți fi prudenți, veți ști cum să vi le economisiți și cum să treceți peste o perioadă extraordinară de timp. N-a fost pandemia atât de grea cum este această perioadă și să sperăm totuși că războiul din Ucraina se va termina cât mai repede. Până data viitoare, cele bune, la revedere!